Stimați prieteni, bine v-am regăsit! O nouă ocazie să ne revedem și să fim în contextul cărții lui Dumnezeu. Permiteți-mi să vă salut și, de asemenea, să vă aduc salutări de la comunitatea Bisericii Betania din Chicago. Vreau să împărtășesc astăzi cu dumneavoastră un anumit subiect legat de persoana Mântuitorului Isus Hristos, plecând de la o parabolă o întâmplare imaginară pe care a spus-o Hristos cu 2000 de ani în urmă contemporanilor săi. El a spus despre un om care a trăit în lux, având bani mulți și fără pic de milă de oameni și respect față de Dumnezeu, ajungând în iad, cere să fie scos de acolo și îi se spune că nu se poate, tu ai vrut să ajungi aici prin modul tău de viață. Atunci el își aduce aminte că mai are cinci frați care sunt în viață și care trăiesc așa cum a trăit el și a anticipat că și ei vor ajunge acolo și spune dacă pentru mine nu se mai poate face nimic, mă resemnez, dar măcar pentru frații mei faceți ceva. Dar ce să facem? Au Biblia. Nu, 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 Biblia nu e suficientă pentru ei cum n-a fost pentru mine. Să se întâmple o minune. Dacă se va întâmpla o minune, atunci vor crede. Aș vrea să plec cu dumneavoastră de la această cerere a unui om care a ajuns în Iad, o cerere cu privire la frații lui care erau încă în viață. Noi avem impresia că uneori greșim datorită altora. Aceasta este o atitudine copilăroasă și necinstită, subiectivă. Noi nu greșim din cauza altora, noi greșim din cauza noastră. Noi nu ne trebuie nimic mai mult ca să fim oameni demni decât ceea ce suntem, decât ceea ce avem, decât ceea ce știm. Fiecare dintre noi, în condițiile de viață pe care Dumnezeu le îngăduie, trebuie să trăim la nivelul excelenței. Dacă nu am gândit așa, atunci unde ne-am oprit cu nemulțumirea și cu a da vina pe alții? Niciodată nu am avea tot ce ne trebuie. Cei bogați ar spune, mai mi-ar trebui un iaht. Cei tineri ar spune: Aș vrea să fiu cu 2 ani mai tânăr. Niciodată nu ar fi suficient. Ei bine, regula lui Dumnezeu este că fiecare om, indiferent de locul unde se află, de perioada vieții lui, de circumstanțele în care se găsește, el trebuie să, tr să, trăiască la nivelul excelenței. Dacă nu reușește, este problema lui și de această nereușită trebuie să dea socoteală. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră faptul că cu 2000 de ani în urmă a coborât din cer Dumnezeu în forma unui copilaș, într-o formă umană, altfel nu ar fi putut intra în relație cu oamenii. Și când a ajuns la vârsta de 30 de ani și a început misiunea pentru 3 ani și jumătate, el a fost Dumnezeu și om în același timp, în persoana lui Iisus Hristos întrupat prin Fecioara Maria în grajul din Betleem. Cei 3 ani și jumătate de misiune au fost un mod de viață pur și simplu îmbibat de supranatural. A fost implicat în foarte multe minuni, de la vindecări, învieri din morți și tot felul de alte lucruri inexplicabile. Oamenii au văzut minuni de-a dreptul incredibile. Și niciunul nu s-a pocăit așa cum spera omul acela ajuns în iad că se va întâmpla cu frații lui dacă vor vedea o minune. Ceea ce mă impresionează pe mine la 2000 de ani distanță în timp de evenimentul în care mântuitorul a fost pe pământ este faptul că oamenii l-au respins, nu l-au acceptat. Înțeleg să nu mă accepte oamenii pe mine pentru că sunt un simplu om nu am nimic superior lor și nu pot face nimic deasupra la ceea ce ei pot face. Dar să-l respingi, să respingi pe Dumnezeu care se întrupează în formă omenească, să-l respingi pe Hristos care se face mântuitor și coboară în dimensiunea lumii materiale finite, în existența aceasta, este un lucru greu de înțeles. De ce oamenii sunt așa de răi? Vreau să pun în fața dumneavoastră acest contrast. Pe de o parte vreau să prezint înclinația omului spre religios. Orice popor, orice etnie, orice trib de oameni primitivi din lumea aceasta, necivilizat, are o formă de religie. Scriptura ne spune într-unul dintre versetele de la jumătatea Bibliei în că Dumnezeu a pus în om și gândul veșniciei. Cel arhitectul care a, a creionat, care a desenat, care a proiectat omul, a pus în genetica lui și gândul veșniciei. Așa că fiecare om, mai ales în timpul unui, unui necaz, este înclinat înspre Dumnezeu, înspre religie, înspre ajutorul divin, chiar dacă nu are habar ce înseamnă asta. Ei, prin contrast, totuși, omul, pe de cealaltă parte, are o teribilă înclinație înspre păcat și o puternică pornire să neglijeze divinitatea, să neglijeze voia lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu și cerul lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi în viața aceasta scurtă și plină de necazuri, viața aceasta care începe la naștere și se încheie la moarte, și care are o perioadă mai lungă sau mai scurtă de la un individ la altul. Fiecare dintre noi, deci, ne luptăm cu aceste două coordonate, înclinația înspre Dumnezeu și, în același timp, înclinația în absența lui Dumnezeu. Înclinația spre Dumnezeu pentru că aceasta ne dă siguranță și liniște sufletească și inclinația spre absența lui Dumnezeu pentru că asta ne dă libertatea să ne facem de cap, bucurându-ne de împlinirea instinctelor primare care ne cheamă la un mod de viață destrăbălat. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre asta și ce moment mai potrivit ar fi să iau drept exemplu decât momentul de acum 2000 de ani când Isus Hristos a coborât în lumea noastră și a luat o formă de om și a trăit ca un om printre noi. Este incredibil faptul că oamenii nu l-au acceptat atunci. Predica mea se intitulează Mântuitorul Neacceptat. Prima uh, manifestare de neacceptare a fost chiar din sânul ucenicilor lui. El a avut mai multe categorii de ucenici, cea mai intimă a fost, sau cei mai apropiați și cu o relație puternică au fost cei 12 ucenici. Doi dintre ei l-au trădat. Primul a fost Petru. Petru de trei ori uh, în seara de joi, în săptămâna mare, S-a lepădat de Domnul Iisus Hristos atunci când a fost confruntat cu întrebarea și tu ești din cercul de prieteni de ucenici ai lui Iisus? El a spus nu, nu-l cunosc pe Isus”. A doua oară a negat, a treia oară chiar s-a lepădat cu jurământ menționează Scriptura. Este extraordinar această atitudine a lui Petru. Cum a avut tăria? Să se lepede de Domnul Isus Hristos când el era unul dintre ucenicii proeminenți. De ce oamenii sunt așa de nestatornici? De ce sunt așa de infideli? Această infidelitate a lui Petru, să nu credeți că este doar infidelitatea unui om, și a fiecărui om. Să nu, crezi, să nu credeți că este doar infidelitate în legătură cu credința, ci este infidelitate în toate domeniile vieții. Noi nu trebuie să ne luptăm pentru ca să fim infideli. Noi de regulă, în mod normal, suntem infideli. Noi trebuie să ne luptăm împotriva acestei tendințe ca să fim fideli în prietenie, în tovărășie, în familie, în relația spirituală cu Dumnezeu. A doua persoană dintre ucenici care Manifestă respingere, neacceptarea Mântuitorului este Iuda. Este foarte greu de înțeles atitudinea acestui ucenic. El a fost casierul grupului. Asta înseamnă că se pricepea la finanțe, era un om care făcea ușor socoteli, o persoană inteligentă și dotată. Numai că Biblia ne spune că el avea o atracție puternică înspre bani și înspre îmbogățire. Observăm că la un moment dat, preoții cei mai de seamă care îl urau pe Hristos pentru că le expunea modul de viață ipocrit, l-au captat pe Iuda și asociindu-se cu ei, el le-a promis că o să-l vândă pe Mântuitorul pentru o sumă de bani 30 de argenți, lucru care s-a și întâmplat. Ne este greu să înțelegem de ce a făcut Iuda lucrul acesta, există câteva explicații, eu împărtășesc pe una dintre ele, dar din lipsă de timp nu mă aventurez în expunerea lor. Vreau doar să revin și să vă spun următorul lucru care clarifică puțin problema, cel puțin la modul general. Vreau să vă spun faptul că atunci când Iuda a văzut că vânzându-l pe Hristos, oamenii aceștia îl condamnă la moarte, el s-a speriat Asta înseamnă că el n-a avut intenția ca să-l vândă pe Hristos ca să fie omorât, ci pentru altceva. Însă, când el a văzut că oamenii aceștia îl condamnă la moarte, atunci lui a părut rău, a venit la preoți și le-a spus, luați-vă banii înapoi pentru că eu nu am crezut că voi ajungeți aici, o să citesc din Biblie ca să fie mai limpe de Matei 27, versetele 3 la 5. Atunci Iuda vânzătorul, când a auzit că Iisus, fiind osândit la moarte, s-a căit, a adus cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit că ce am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei, este treaba ta. Iată dar că Iuda... O persoană pe care noi o dăm drept exemplu negativ se pocăiește de păcatul lui regretând ceea ce a făcut pentru că nu și-a imaginat că lucrurile vor ajunge aici și pe de cealaltă parte iată-i pe preoți pe care noi îi dăm drept exemple pozitive, cum sunt insensibili răutăcioși cu o inimă rece și la pocăința acestui om ei nu se pocăiesc. Cine ar fi trebuit să se pocăiască primii? primul? Iuda sau preoții cei mai de seamă? Evident preoții. Ei nu numai că nu s-au pocăit primii, ei nu s-au pocăit deloc. Din potrivă, ei detestă pocăința lui Iuda, rămân indiferenți și îi spun nu ne pasă nouă, este problema ta ce ai făcut, du-te de aici. Și omul acesta merge și se spânzură. Este important să remarcăm faptul că Iuda s-a pocăit. I-a părut rău. Este important să remarcăm faptul că a manifestat pocăința, căința, a adus banii înapoi prețul trădării pentru că a vrut să restaureze problema. Și este important să observăm că el nu a putut face nimic mai mult ci preoții au oprit procesul restaurării aici. Atunci omul acesta a mers s-a spânzurat. Pinia mea personală este că el s-a spânzurat în parte datorită păcatului lui, datorită remușcărilor pe care nu le-a mai putut controla la nivel emoțional și intelectual, dar pe de cealaltă parte a fost ajutat de atitudinea răutăcioasă a preoților din vremea aceea. Am vrut să surprind în felul acesta Atitudinea de neacceptare a Mântuitorului Iisus Hristos chiar în rândul uh, uh, ucenicilor Lui. Apoi o altă categorie de oameni. Uh, neacceptarea Mântuitorului manifestată prin dușmânia preoților. Uh, nu vreau deloc să extind înțelesul cuvântului preot la preoții de astăzi din bisericile Domnului. Nu este problema mea să judec sau să critic pe cineva. Când folosesc dușmânia preoților, mă refer la preoții aceștia din Biblie. Dincolo de asta, nu vreau să spun nimic mai mult. În concluzie, Dușmănia preoților. Scriptura ne spune Marco capitolul 14 versetul 55 următoarele cuvinte: Preoții cei mai de seamă și tot soborul, adică consiliul acela spiritual de conducere a țării, format din 71 de bărbați, 70 de membri și marele preot, căutau o port o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-l omoare. Ceea ce vreau să surprind este faptul că ei nu doreau să îl omoare pentru că este vinovat, ci ei doreau să găsească vinovăția pentru că aveau de gând să îl omoare. Și lucrul acesta nu este permis unor persoane care uh, vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu și care au calitatea să evalueze vinovăția unor oameni. Capetele de acuzare. Uh, Rostite de ei în procesul religios la care l-au expus pe Hristos, au fost de natură religioasă, pentru că ei înșiși erau tribunalul religios al lui Israel care conduceau țara. Ei au înscenat multe mărturii, dar pentru că martorii mincinoși nu s-au potrivit în mărturia lor, nu au putut considera mărturiile lor fiind contradictorii. Însă au venit unii și au spus că Hristos a spus că va dărâma templul acesta și îl va rezidi în trei zile. Aceasta este mărturia stricării templului, dar nici aici nu se potriveau. Atunci marele preot, pentru că lura pe Hristos, lucru care îl descalifica să fie și preot și mai ales să fie judecător, un judecător nu trebuie să urască persoana pe care o evaluează, pe care o judecă, că altfel va deveni subiectiv. Dar Biblia ne spune că atunci el l-a provocat pe Hristos să vorbească în speranța că se va autoacuza, se va autoincrimina și l-a întrebat nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc oamenii, și Hristos tace. Aș vrea să surprind puțin această atitudine a Domnului. Observați că atunci când Dumnezeu este pus în situația să răspundă, cu privire la unele lucruri care nu sunt importante, el tace. Și doi, atunci când Hristos este invitat să vorbească, să răspundă unor oameni care au o viață mizerabilă, el nu mai le vorbește. Nici o pedeapsă nu este mai mare în viața aceasta decât pedeapsa ca Dumnezeu să tacă când îl rogi, când îl chemi în ajutor și când ai nevoie de el. Apoi, el este întrebat, de Marele Preot. Ești tu Hristosul? Atunci Domnul Iisus Hristos, pentru că i s-a dat ocazia să vorbească despre identitatea sa, el a răspuns, da, sunt. Observați, vă rog, că ei îl pismuiau, adică îl invidiau pe Domnul Iisus Hristos al treilea lucru care vorbește despre neacceptarea Mântuitorului este neacceptare prin nepăsarea cetățenilor. Opinia publică a umplut piața. În fața lor erau preoții care dăteau tonul și oamenii aceștia au condus de psihologia mulțimii fără să, a, fără să, gândească, acționau la spusele celor din fruntea lor. Oamenii aceștia știau că Isus Hristos este născut din Fecioară. O minune! Știau că Duhul Sfânt a coborât peste el la momentul în care a fost botezat în apă de Ioan Botezătorul. Știau cât bine au a făcut în trei ani și jumătate când a colindat Israelul în lung și în lat. Ei înșiși i-au spus o sana lui David la sărbătoarea intrării în Ierusalim, Duminica Floriilor. Și acum oamenii aceștia erau împotriva lui. Duminică l-au aclamat primindu-l în oraș și joi, la patru zile distanță, oamenii aceștia erau de partea preoților și împotriva lui Hristos. Cât subiectivism! Cât de mult ne putem baza pe oameni dacă aceasta este performanța lor? Ultimul lucru, apropiindu-mă de încheiere, este neacceptarea Mântuitorului prin lașitatea lui Pilat. Pilat era guvernatorul roman, era reprezentantul lui Tiberiu de la Roma, el era căsătorit cu nepoata lui Tiberiu, Claudia, fata Giuliei, și el uh, a fost surprins vineri de dimineață când preoții cei mai de seamă soborul a venit la el și i-au cerut să-l judece pe Isus Hristos. Preoții nu au mai adus acuzații de natură religioasă ca cele pe care ei le-au folosit când ei l-au judecat în tribunalul religios, ci au adus acuzații de natură politică pentru ca să atârne, să aibă greutate în fața lui Pilat care era un guvernator. Și ei l-au acuzat pe Hristos de instigare la răscoală, de încurajare la neplătirea taxelor pentru cezar și la intenția lui de a uzurpa tronul de guvernator de împărat al lui Pilat și de a deveni el însuși împărat. Cu acest ultim argument, preoții cei mai de seamă i-au stricat liniștea lui Pilat, provocându-i o mare tulburare sufletească. Pilat, deși îi cunoștea bine pe preoții vremii, știa ce caracter au, Știau, știa despre modul lor de viață, totuși el uh, și-a permis ca să îl judece pe Iisus Hristos, dar l-a găsit nevinovat. El însuși spune, mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care atâță norodul, care instigă oamenii la răscoală. Și iată că după ce eu l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul dintre lucrurile pe care mi le spuneți. Nici Rod, guvernatorul din partea de nord al uh, Galilei, nu l-a găsit vinovat, așa că eu o să-l trimit înapoi. Uh, în momentul acela, ei au început să țipe. Observați că el, în calitate de judecător, a cerut argumente logice, dovezi, ce a făcut. Priviți care au fost argumentele lor. 1. Strigau în gura mare. A striga nu este un argument, dar când nu ai argumente strigi. 2 cereau de zor, insistau pro prostește, recurs după recurs, în absența argumentelor, evident. 2 cereau de zor și 3 strigătele lor au biruit. Este important să remarcăm că nu dreptatea a biruit, ci strigătele lor. Lașitatea lui Pilat a condus la această decizie nedreaptă. Pilat a hotărât să le împlinească cererea. A fost doar o cerere, nu a fost o acuzare bazată pe argumente. Ceea ce vreau să vă spun în încheiere, estimați prieteni, este următorul lucru. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, menționează că Isus a venit la ei săi, dar ei nu l-au acceptat ca mântuitor. L-au acceptat ca cetățean, l-au acceptat ca fiul templarului, dar nu l-au acceptat ca și Mântuitor. De ce a venit Hristos din cer? Să fie templar? Evident nu. Să fie doar un cetățean al planetei Pământ, plină de păcași și de nedreptate? Evident nu. El a venit, a venit să vină, să devină Mântuitorul. A venit la săi, la poporul care a fost pregătit pentru asta. El s-a născut evreu, în Israel, nu român în România, dar Isei nu l-au primit. însă Dumnezeu schimbă macazul și creează o nouă dispensație pentru națiuni, pentru neamuri și spune: dar tuturor celor ce le-au primit le-a dat dreptul. Dragul meu prieten, ești în casa dumitale, în scaun în fotoliu sau în pat. Și vreau să-ți spun astăzi, prin această carte, Biblia: Ai dreptul să devii copilul lui Dumnezeu. Dar pentru asta nu trebuie să-l respingi pe Hristos, din potrivă trebuie să-l accepti, să-l accepti în inimă să-l accepți cu credința că această carte este cartea lui Dumnezeu și că tot ce spune ea sunt realități pe care autorul Bibliei Dumnezeu i-a inspirat pe cei aproximativ 40 de bărbați care au scris Scriptura să scrie în calitate de scriitor cele aproximativ 66 de cărți. Ai dreptul să devii copilul lui Dumnezeu. Ai dreptul să fii iertat de toate păcatele care le-ai făcut într-o viață de muritor. Păcate care, de altfel, dacă nu vor fi iertate de sângele Mântuitorului Iisus Hristos, vei merge în iad oricine ești și indiferent ce religie ai, nu religia pe care o ai te iartă de păcatele pe care le ai, ci cel care a devenit Mântuitorul Lumii, Iisus Hristos. Ai dreptul să fii iertat de păcate ai dreptul să fii vindecat de boli, ai dreptul să-ți fie restaurată familia și condiția de viață, ai dreptul să fii fericit, cum să fii fericit în absența lui Dumnezeu, cum să-ți fie copilul dumitale fericit în absența dumitale, în absența familiei. Trebuie astăzi să-L primești pe Hristos în inimă, trebuie să primești cartea Lui, trebuie să înveți să te rogi lui Dumnezeu și să vorbești cu El, trebuie să-L primești în inimă împreună cu toată măreția și excelența cerului. Este dreptul dumitale. Foarte mulți oameni nu-l acceptă pe Mântuitorul, dar este problema lor. În ceea ce mă privește pe mine, vorba lui Iosua din a șasea carte a Bibliei. În ceea ce mă privește pe mine, eu și casa mea îi vom sluji Domnului. Vreau să ne rugăm împreună, Tată care ești în ceruri, alături de mulțimea aceasta de oameni, stăm împreună înaintea ta și ne închinăm ca în fața celui care ne-a creat. Venim la tine cu remușcare în suflet, și cu regret în minte, pentru toate lucrurile pe care, făcându-le rău sau nefăcându-le bine, te-am ofensat. Iartă-ne, Doamne! Ne căim de răul acesta și credem că Tu ești Dumnezeul care l a trimis în lumea noastră pe Hristos să ne ierte. În numele Lui! te rog iartă-ne de păcatele noastre, te rog înnoiește-ne viața, înnobilează-ne sufletul și locuiește în noi, înnoindu-ne, Doamne. Binecuvântă-ne membrii familiei, restaurează casele noastre, dă-ne liniște și pace, dă-ne bucata de pâine și bucurie și mai presus decât binele de pe pământul acesta, dă-ne pocăință și credință ca să moștenim viața veșnică. Binecuvintez casele acestor oameni și viața lor, viitorul lor și casele lor și îți mulțumesc că ne-ai ascultat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Până data viitoare când ne vom revedea, stimați prieteni, vă binecuvintez, vă doresc un weekend plăcut și Dumnezeu să vă poarte de grijă. La revedere pe data viitoare!